contă ce ai făcut în ultimii 5 ani, ce ai făcut în ultimii 10 ani, și ar trebui să începem cu 40. O să încep doar de cu 20, când am candidat la primărie. Atunci erau de 23 de candidați și eu eram cel mai tânăr candidat. Cred că o parte din dumneavoastră mai aduc aminte. Am făcut o mare greșeală de campanie electorală atunci, în ghilimele zis. M-am adresat foarte mult tineretului și mai ales copiilor. Dacă țineți minte, am adus în 5, am adus Sweet Kiss, Moromeții și le-am făcut o plăcere celor de 15, 16, 17 ani, 18 ani. Și dovadă că astăzi președintele partidului la municipiul Cezar, care atunci a lămurit părinții să mă voteze, uite ce a adus aminte de campania făcută de acum 20 de ani și mă bucur că cei de 15-16 ani acum au 36, 36, 37, sunt oameni la casele lor, cu copii, cu griji, cu așa, și cred că o să-și aduc aminte că am mai candidat în 3 ori. V-ați dat un vot acordat de nostalgie, de amintiri din... Nu, pe program, pe program, dar și atunci am avut un program. Întâmplător îl am la mine, dacă vezi, Vilară. Întâmplător. Multe lucruri... Răspunde programul dumneavoastră de acum 20 de ani, cu necesitățile actuale? Da, de exemplu, aici avem reparația teatrului. Să știți că dacă s-au cheltuit așa mulți bani la teatru, s-au construit, s-au cheltuit pentru a-l strica, pentru a-l dărâma. Că de făcut nu s-a făcut și au trecut 20 de ani. De când eu propuneam să-l reparăm. Deci sunt lucruri care trebuie continuate, trebuie făcute, chiar din programul ăla de 20 de ani. Uite, cum spunea Cezar, sunt lucruri care s-au făcut, și-a dat, de exemplu, cornișa, îl am scris în program, de acum 20 de ani. Deci, așa cum spunea, speram să se întâmple acest lucru. Adică putem parafraza candidatura dumneavoastră după celebrul roman al ultima, după 20 de ani? Exact. Dacă vreți, presa e liberă să scrie orice. Și ca mai fost o continuare, după cum a mâncat o prăjitură și-a plăcut. Deci, acum dacă aș începe să spun ce am făcut și în ăștia 20 de ani, totuși am fost consilier local, când făceam o poziție singură în consiliul local, dacă vă aduceți aminte, când dădeam în termica pentru toate prostiile lor, pentru bancurile alea cumpărate cu de 100 de ori preț și așa mai departe. S-au clarificat niște lucruri. Dacă vă aduceți aminte, am fost consilier județean. Și am promovat hotărâri prin care am vrut să dispară incompatibilitatea șefului cu subalterne, care erau lucruri de gradul 1. Și, după cum bine știți, s-a transformat acea declarație politică într-o chestie pe care eu nu mi-am dorit-o, dar s-a întâmplat și au fost chiar urme destul de neplăcute, să spunem așa, pentru actori. Apoi, am mai făcut niște lucruri bune și în alte funcții. Am fost cenzor la zona metropolitană. Știți că am găsit acolo un angajat, fostul primar, cum îl cheamă Ovidiu, parcă și nu știu cum, a semnat chiar ca primarul, fără să se uite în dosar, că aia n-are licență, n-are... Condiția era să aibă studii superioare de lungă durată și 5 ani în funcția de consilier juridic și el nu avea licență. Și ăsta i-a semnat încadrarea, decizie încadrare, nu? Deci lucrurile astea nu mi-au plăcut niciodată și am mai fost și cefeist vreo 10 ani și inspector de bancă și de finanță bancară, cu doamnă cancer bancar, unde mi-am făcut datoria și am arătat că sunt un om cinstit, sunt un om corect și sunt un om care respectă legea. Bine, și acum de ce ar trebui să vă voteze lumea pe dumneavoastră și nu pe Cătălin Flutur? Eu sunt o altă opțiune. Știți cum e la un primar? Dacă ai dat pământ la jumătate plus 1, ești primar pe viață, nu? Dar dacă unul s-a supărat, rămâne 49 și atunci s-ar putea să aibă populația o variantă în administrație, având în vedere că am și experiență în zona asta, am mai fost în administrația centrală, așa după cum bine știți, am fost vicepreședinte și subsecretar de stat la o autoritate națională, m-am ocupat de legislație, am făcut legi frumoase în România pentru consumatori. Eu personal am pus în transpunerea legislației europene, legislației românească și chiar inițiative proprie. Da. Ați spus că ați
amintit aici că ați fost cefeist. Da. Dar ca și executori și judecători, ești cefeiști, nu sunt iubiți cu populații. Nu, am vrut să arăt doar că am fost corect, cinstit și am respectat legea. Sigur că cefeiști nu sunt, dar nici fiscaliști nu sunt și am fost și fiscaliști. Nu? Am și inspector de bancă, nici ei nu erau foarte iubiți, că dacă nu le semna cecul să-și ridice salariul pentru că nu realiza producția, să nu știu ce bazatorii mai făceam. Deci au fost zone în care sigur, am fost chiar iubit. Ok, și astea nu sunt tare de moară pentru candidatul nostru? Nu cred neapărat că numărul celor care spui tu că nu m-au iubit sau nu mă iubesc, cred că e mic. Restul sunt ori. Adică ori neutri, ori să fie niște votanți serioși pentru Partidul Mișcarea Populară și pentru candidatul votat. Acum 20 de ani ați avut o campanie oarecum inedită pentru vremurile respective în Bogotan. O să am și anul ăsta, păstrăm surpriză. Păstrăm surpriză, sigur. Apare o nouă prăjitură de la Bogotan? Nu, dar vedeți că a fost un brand foarte bun, pentru că de 20 de ani tu îl ții minte. Nu? Deci a fost un brand foarte bun, dar să știi că nu mi-a aparținut. Brandul i-a aparținut lui Bolin Costin, Sumar Slobozinski, ei au fost cu ideea, ei au transpus-o, doi actori deosebit s-au transpus-o în practică și eu am beneficiat de prăjitura lor, cum s-ar spune, nu? Ați rămas cu ea pe viață? Am rămas până la un moment dat, dar dovadă că nu s-a uitat și asta e bine. Mie îmi place, mi-a plăcut că mi s-a spus el că n-a fost nicio jignie. Dacă acum 20 de ani aveați un proiect, un planul scris, un parc de agrement, acum, pentru următorii 20 de ani, cu ce veți veni? În continuare, sunt lucruri multe de făcut. Un primar are o fișa postului, după legislație, după codul administrativ. Oricine ar ajunge primar trebuie să facă lucrurile alea, apă, curățenie, salubrizare, cultură, și așa mai departe. Deci, n-are ce face, ce face. Sunt lucruri care însă mă angajez să le fac. Și dacă ajung primarul să le fac. În primul rând, traseile ocolitoare Botoșaniului pentru transportul primar, transportul greu, prin Curtești și prin Bălușești. Una spre Zuropăi, una spre Suceava. Dar e strict necesară această investiție și eu zic că se va face. Sunt convins că și alți candidați doresc acest lucru și nu-i rău. Important este să se facă. Sigur că teatrul Mihai Eminescu trebuie rezolvat, indiferent de ce primar vine. Nu poți să